Salutare și bun venit la The Mindful Musician. Eu sunt Cosmin, sunt chitarist, vocal, educator profesionist și artist marțial din București, România și astăzi vreau să-ți arăt cum să transform gama minoră pentatonică în gama minoră pentatonică de blues, adăugând o extra notă și anume cvinta micșorată. Dacă ai observat în ultimele câteva videoclipuri, nu am făcut nimic altceva decât să adaug câte o notă adițională gamei pentatonice minore, transformându-o astfel fie în modul dorian hexatonic, când am adăugat secunda mare sau sexta mare, fie în eolian sau minor natural hexatonic, cum mi se mai spune, adăugând secunda mare sau sexta mică și le-am cântat apoi pe fiecare trecându-le prin trei tipuri de subdiviziuni ritmice ca să te ajut să-ți antrenezi simțul ritmic și dinamica în frazare. Practic, ideea de bază este că cel mai ușor cânți moduri doar adăugând o notă adițională gamei minore pentatonice ca să obții astfel o gamă hexatonică, adică o gamă care are 6 note. Și treaba asta este bineînțeles valabilă pentru modurile minore. Pentru modurile majore o să discutăm cu totul și cu totul alt context. O să folosesc chiar prima poziție a lui si minor pentatonic și o să adaug o cvintă micșorată de data asta, adică nota fa, urmând să cânt apoi forma folosind optim, trioleți și 16-imi, iar apoi voi trece o frază care folosește notele acestei game prin același ciclu de subdiviziuni ca să observ și să auzi schimbările ritmice. Gama asta o să sune bine peste ambele progresii de acorduri folosite până acum în videourile trecute, așa că o să cânt prima oară peste si minor 7 și mi minor 7, iar apoi peste si minor 7 și mi 7. Exersează încet și cu atenție ca să reții pozițiile vizual și tactil, adică cu degetele, nu doar cu ochii. Și dacă ai dat like și subscribe la The Mindful Musician, hai să vezi și să auzi cum sună. Continuare fraza despre care îți povesteam la început, pe care am scris-o folosind si minor pentatonic blues și pe care o trec gradual prin fiecare tip de subdiviziune ritmică despre care vorbeam mai devreme. Ca și în cazul modurilor hexatonice pe care le-am discutat în videourile din trecut, asigură-te că înveți și celelalte 4 poziții posibile ale modului de astăzi, adică minor pentatonic blues, și exersează-le cum ai învățat în clipul ăsta ca să poți să le folosești mai departe în frazele și solourile tale și dacă vrei să exersezi împreună cu mine toate cele 5 poziții ale lui si minor pentatonic blues pe toată lungimea tastierei cu tabulaturi și negative la diverse tempouri, găsești linkul spre pagina de Patreon în descrierea text de mai jos. Îți mulțumesc că te-ai uitat și sper că ai învățat ceva folositor astăzi. Așa că dacă n-ai făcut asta până acum, te invit să dai un like clipului ăstuia și să te abonezi la The Mindful Musician. Este cea mai ușoară modalitate cu care poți să ne susții dacă îți place ce vezi și auzi și înveți aici. Îți mulțumesc!